Andreea și Răzvan au început propria lor afacere după ce au terminat studiile la Timișoara. În 2011 au demisionat de la corporațiile pentru care au lucrat aproape un deceniu și au început să facă produse cosmetice și de îngrijire, toate naturale. Am vrut să avem ceva al nostru și să putem să lucrăm pentru noi, nu pentru alții. Ideea le-a venit după ce câțiva prieteni le-au lăudat săpunurile. De la producția pentru consumul propriu până la a vinde și altora a fost doar un pas. S-au mutat într-un sat liniștit de lângă Oradea și de la 10 clienți acum au ajuns la peste 400. Cu răbdare și foarte multă atenție au creat săpunuri și șampoane cu miresme de levănțică, ghimbir, scorțișoară sau cafea. Munca e împărțită. Andreea, chimist de profesie, se ocupă de rețete, iar Răzvan este responsabil cu distribuția și promovarea produselor. Va fi în două culori și atunci o parte se separă pentru a se colora. Colorarea o facem cu cafea. Toate produsele cosmetice folosesc uleiuri naturale de import. Asta după ce fiecare rețetă a fost testată de Andreea între 6 și 12 luni, modificată și ajustată pentru a fi cât mai aproape de perfecțiune. Folosim doar ingrediente naturale. Mai mult decât atât, în ultimul an am încercat să folosim produse naturale certificate organic. 90% din produsele lor se vând online, iar cei care comandă primesc cosmeticele direct la ușa. Avem o ofertă care a început încă de când am lansat afacerea cu ciclo-livrare gratuită în orașul în care ne aflăm noi, în Oradea. Iar pentru timișoreni, fiindcă acolo am început și am pus bazele afacerii, păstrăm această ofertă o dată pe lună. Produsele cosmetice sunt cumpărate de clienți din București, Timișoara, Oradea, dar și din Statele Unite, Norvegia sau Olanda.